Bine ați venit la un nou episod de OMV Autocross Challenge, în care ținem să le mulțumim partenerilor de la OMV, BMW România și Techstar. Îl avem invitat astăzi pe Grasul XXL. Îl știți, e cu muzica el. Încă nu, cu nu i-a venit carnetul. Nu i-a venit carnetul încă. Săptămâna asta vine. Cum ai reușit să stai atâta fără permis, mă, frate? N-ai avut nevoie. Săptămâna asta vine, săptămâna viitoare pot să conduc. Aici putem să conducem pentru că nu suntem pe drumuri publice, suntem pe un circuit la TCS Motorsport. O să vedeți niște viteze astronomice. Dar e foarte bine pentru că avem timp să vorbim. Exact, eu conduc foarte repede. Nu ne grăbim foarte repede. Și cu 5 minute mai devreme și mai târziu. Da, o să vedeți începutul de când trebuie să alergăm, cam cum o să decurgă cursa. Bun, hai să uităm drumul la treabă, că vorbim multă. Eu zic că am sub destul burta. Gata, las-o liberă, frate. Let's go, grașii. 1 2 3 și ia-o încet, frate. În semn de protest, mi se pare și normal. Pace, frate. Băiatul de la Led Zeppelin, vă rog eu mult, țineți-l departe. Vezi că nu ești departe de timp. Băiatul de la Led Zeppelin, vă rugăm. Să trec, stai Funny. Să salutăm. A, salută-l, mă, frate, că așa sunt ăștia, vedetele, cântărețe. Vedetele cântărețe. Meatloaf. Păi, noi filmăm aici, salut. Filmăm. Se filmează. Am trecut repede de la Led Zeppelin la Meatloaf. Mi-am dat seama de formă, repede. But I won't do that. Ia. În cap? Centura, tati. Așa întrebări? În așa hal? Așa venim cu întrebări de astea, domnul Tudora. Băi, nu mi-am luat casca, mă. Aud? A făcut click? A făcut? Gata, asta e. A făcut, frate, am oprit timpul. 14 minute 82. Nu ne grăbim, frate. Practic 15. E gata, mă? Putem să plecăm, Marius? Hai că se poate. Oh, calcă ambreiul. Ce se întâmplă? I-am dat drumul, frate. Ia, gata. Dă-i cu gazul pe ea. Gazul pe ea. Asta e, frate. Asta e. Hai. Maria nu se mai uita la mine. Așa, bun. Poți să-i dai a doua când vrei tu. Calci ambreiajul, asta a fost. Și după îi dai și cu gaz. Aia e. Și după aia poți să-i dai a treia, să știi. Ambreiaj și a treia. Tot. Asta e. Gata, mă, te fac pilot de curte, ești nebun. Bă, mă, lasă vrăjeală. Îți căca pe mine, tu nu vezi? Bă, frate. Să moară tot o schimbă. Băi, avem 40 la oră. Bă, și mi era destul de nasol, ați mai pus și conul ăsta aici. E gazul și pe aia stânga-dreapta și ne-am văzut treabă. Zic eu, nu ne ocupăm. Asta e, gazul pe ea. Slow. Gazul pe ea, că avem cuplu, frate. Ia să vedem aici întrebări. Ia să vedem. În ce an s-a apucat de muzică și care a fost cea mai bună? Știi câte întrebări avem? Ia uite ce e. Pe adâncă întrebări. Ia încet, frate. Deci, în ce an s-a apucat de muzică și care a fost cea mai bună colaborare? Astea sunt două întrebări, nu e una. Da, în ce an? 93. M-a apucat de rock. Rock? Și după aia de rap în 95. Aha. Eram în clasa 6. Mamă, ce tare. Clasa 6, eu am ascultat... Să mă bag aici, zici tu? Nu acum. Asta zic, fuck that shit, man. Ce ne trebuie nouă dâmburi? Când vrem noi. Ce ne trebuie dâmburi? Ia uite, altă. Uite și tu, altă manevră. Da, mă, da, păi sunt unii care merg tare rău și trebuie să-i opresc. Înțelegi, dacă știam la tine, le scoteam. Să moară Bobby, să mai bine turnăm asfalt în pula mea. Haide, dă-i așa ușor. Hai, uite așa. Hai, gazul pe ea. Merge. Oale. Deci care a fost cea mai bună colaborare, oare? Cea mai bună colaborare? Aș zice... Asta ultima, cu Irina Rimes. Aha. Băi, știi ce am uitat să zic de o regulă? Trebuie să mergem peste 20 la oră? Nu! La un moment dat, Marius, o să-ți arate niște numere. Și tu trebuie să le vezi și să le ții minte până la sfârșit. E simplu. Este... Ok. Nu, deci ai spus că nu mai avem surprize. Acolo una, ai zis... Una și atâta. Okay. Una și... Asta e simplă, că noi mergem încet și de-aia zic, bă, n-ar o să te stresezi, înțelegi? Mergem încet unde-i Marius, să-l vedem, are tricou alb. E simplu. Sau nu, negru, are negru, scuză-mă. Bun. Irina Rimes, da? Poate, bă, nu. Simți că evoluăm la capitolul muzica atunci când te uiți în trending-ul YouTube-ului românesc? Absolut. Absolut? Absolut, sunt perfect de acord. Sanca is my man. Cum e viața de artist muzical în România?
mult mai bună decât viața de miner sau de mecanic sau de pula mea, zi tu ce vrei tu. E mult mai bună decât multe alte slujbe din România. Ce mașină ți-ai luat dacă banii n-ar fi o problemă? Ăsta nou. Un Range Rover nou. Nou. Stai să mergem, mai am terminat? Nu, mai avem încă patru. Kill me now! Așa, bun. De cât timp ai permis auto? Bă, am zis de la începutul acestei înregistrări că încă nu mi-a venit permisul. Deci am luat permisul săptămâna trecută, joi. Joi. Și azi e... Miercuri. Deci ai aproape o săptămână. Și mai zic o chestie. Te rog. Nu e neapărat că l-am luat eu, cât că mi l-a dat Gabur. Adică în sens... Dar te-a recunoscut oare? Dai seama. Au recunoscut și primii doi, care nu am luat la așa. Primii doi. Și ce ți-a și cred că el era fan paraziții, să zic. Okay. Bun, l-am condus bine oricum. A doua oară am fost mai ok. La prima oară m-a pus să fac stânga după 200 de metri și m-a dat jos, că n-a dat prioritate. M-a luat de față. Ce răutăți, bă, frate. Păi stai, mă, că mai greșești. Dar am avut ce să-i zic, frate. Adică... Dar trebuia să-i zic, bă, mai greșește om. Bă, ce, mă, tu ești perfect? Când greșești eu o dată și gata, bă, ce oameni, bă. Adică, oricum, după ce că tu ai stat mult până te-ai condus singur... Eu am făcut 5 ani de facultate de șoferie. Tu ai aprofundat, da. Ai vrut să înveți teoria, da, ai vrut da, să da, mi-a plăcut foarte, foarte mult. Am făcut pe toate felurile de mașini, până am ajuns la una electrocasnică pe care am și luat. Ia uite. Practic, mie îmi trebuie o mașină care merge singur. Și acum astea noi încep să aibă sisteme, exact. Să facă, să dragă. Exact. Azi ai deci venit... eu sunt pentru Stacks. Eu sunt cel mai prost invitat care poate nu exista vreodată, pentru că eu cu mașinile n-am nicio treabă. Da, uite aici. Da, mă, tocmai uite curba aici. Ideea, aia, gândește-te că Marius vrea să pună o probă de parcare lateral. Asta Marius, se te rog. Nu cu mine, nu. Mai bine lumea. Nu că mă ia cu transpirații. Cum a fost viața lui pe Ban Udrea? Nu știu ce e asta. Pe Banul Udrea, unde da. Am stat eu. Da. Unde o să vină acum carnetul care să mă duc să-l iau. Ok. A fost... Nu aș zice grea, a fost interesant, mai grea decât acum, interesant, hai să zici. A fost o experiență de viață care te-a ajutat mult. Da, așa este. Old school sau new school în materie de cântece? Amândouă. Amândouă și combinat. Îmi place și new school-ul și old school-ul la maxim. Câte kilograme are gras? 125 din clasa 10. Tot așa ai rămas? N-ai, da. N-ai slăbit, mă, frate. 125. Când ăsta intră... e primul număr? Da. Păi, îți face poză, bă! Trebuia să fie 4-2-0, nu 7-3-6! Când intră în trupa os și piele? Când? Când intri în trupa os și piele? Eu os și piele? Da. Erau de la trupa ghetodacii, nu știu dacă okay. La aia se referă. Nu știu. Da, dar da. Nu știu și dacă mai există formația ghetodacii. Aș intra mâine, că erau my favorite. Când îți pui semne de începător? Absolut! Mi le-a făcut cadou Cristi! Absolut! Pe range-ul ăsta mi le pun să vezi cum arată bombă! Cu cât ai luat sala? 26! Mamă, șef, n-am ce să comentez acolo, 26! Ai fost șef! Bine, nu mai știu multe din... dar... N-are nimic! Mergem, adică cât de mergem cât... cu 30 la oră. Cât de cât e ok, adică la... cât ai vrea să mergi? Nu, frate, mie, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Dacă erau toți ca tine, eram cel mai fericit, ești nebun. Și liniștit și mă duceam seara acasă. Era pe și tu ce frumusețe. Chiar e. The Lounge. A cui a fost ideea de a introduce Dacia stilizată în videoclipul piesei Tare frate? A mea și a lui Spike. Okay. Dar nu e stilizată, nu știu dacă și-a dat cineva seama ce am făcut acolo. Noi am cumpărat o Dacie, da? Veche, da. 1300 cred că era, da. Și am vopsit-o alb, în alb complet, roți tot, și am pus un, am mapat-o cu un proiector și părea că se aprinde, că își schimbă culoarea, lumea credea că e CG, dar n-a fost tare. CG, era Spike, tare. Care Spike este... Moară Bobby, dacă nu, e inginerul șef. E șef? E inginerul șef. Am înțeles, foarte bine. Să moară tot ochilace, acum curba asta pe, de la Monaco. Ia-o cu viteza asta, de la Monaco. Crede-mă, hai, accelerează, că se poate. Nu, vezi, așa făcea și Teo, vezi? Nu. Da, păi nu. Da, asta zic. Cu mine nu merge, bro. Cred că hip-hopul în România și-a atins deja apogeul
sau va veni în forță în câțiva ani? Deja e în forță acum, în câțiva ani o să fie top, top. Nu știu dacă o să poată să dea manelele la o parte. Manelele sunt rap-ul actual, actually. Dar în 5 ani zile o să fie doar manele și rap pe streaming. Deci îmi place rap-ul actual, I love it. Cât de bine crezi că prinde o piesă cu tema automotive în rândul ascultătorilor? Asta pe mașini, pe curse, pe eu știu, apar n-am. Bă, prinde. Eu am făcut o melodie de asta. Da. Că mi-a plăcut mie combinații, îmi plăceau mie mașinile, încă îmi plac. Da. Dar n-aveam carnet. Și am făcut o melodie care se numește Full Option. Ok. Și vorbeam despre o mașină care despre o femeie. Era un fel de Maria Ioana, da, doar că despre mașini. Ok. N-a avut foarte mare succes. Ca să... Ce mașină va conduce Grasul XXL? Range Rover care mi-a dat prietenul meu Ciulică. Te-a confundat cineva cu micuțul? De 11.000 de ori. Serios? Da, și pe el cu mine. Asta e 3. Mai avem 2. Nu cred, frate, the lot. The lot? The fucking lot, man. Stevie Wonder sau George Benson? Asta a pus întrebarea cineva care mă cunoaște. Sunt absolut sigur. Cum îl cheamă? Zi, ai să vezi? Nu. Îți arăt eu cine a pus întrebarea. Este de-al meu sigur. Nu pot să aleg între Stevie Wonder și George Benson. Nu poți, nu? Nu, e ca tata și cu mama, nu știu cum zic. Amândoi sunt viața mea. Versurile din piesele tale reflectă cumva și pasiunea pentru autovehicule? Adică lipsa lor, nu? Da. Ce? Este adevărat că ai început să cânti de la 14 ani? Da, rap. De unde pasiunea asta, dacă e? Adică pasiunea pentru mașini, probabil. Cred că la asta îmi place luxul. Aha, ok. Cum a fost la școala de șofer? Îmi place cum arată mașinile, nu, da, știu. Sunt frumoase. Așa. Dar n-am avut filmul cu condusul până acum. Dar să știi că... Și acum am luat carnetul pentru Maria, deci... Să nu, nu-l luam dacă nu era Maria. Sunt foarte mulți posesori de mașini modificate cărora nu le place să conducă. Nu le place să conducă, nu le place să conducă tare. Păi și de ce au mașina aia? Le place cum arată mașina respectivă. Aia, vezi? Nu vor să demonstreze nimic. Cum sunt și oamenii care merg la sală. Oamenii merg la sală, se fac mari mușchi. Nu se bat alți oameni pe stradă. Le place lor să arate așa, să arate femei, să știi. Înțeleg. Adică e un I mod de a te exprima, știi? I understand. Cum a fost la școala de șoferi? La care dintre ele? Aaaa, să moară popii! Sute sau cur? Fără drept de apel, cur! Cur, nu? Fără drept de apel, nu, da, există. Și eu sunt tot pentru cur. Ce mai zici, Gratule? Ești bine? Întreabă un băiat. Sunt bine, mi-e rău. Când iese albumul ăla cu Guess Who? Albumul cu Guess Who, nu știu când mai facem altul, dar am făcut unul în 2018. Ascultă-l pe ăla. Așa, și aici ultima întrebare este: când te învață Daniel să te învârți cu Silvia? Păi e simplu, eu te învăț, să știi, dacă vrei. Eu pe Silvia nu mă urc până n-am cel puțin 2 ani de carnet. Dacă Regina nu se atinge decât dacă știi să, ce să faci cu ea, boss. Facem, deci fii atent, acum îmi pare rău. Intrăm în ultimul tur și facem urcarea aia. Crede-mă, hai cu gaz, hai cu gaz. Mă urc peste ăla, bro. Nu te urci, frate, peste nimic. Uite așa, acum mergem mai repede că mă pun pe tine, știi? Nu te las, asta e, cazul. Așa o ții constant și luăm curba asta tot cu viteza asta. Ai bombat? Nu, îți garantez că nu se întâmplă nimic. Ține acolo gazul. Dă-i gaz, la ieșirea din viraj dai gaz întotdeauna. Gaz. Ca la Formula 1. Da, dar doar la ieșirea din viraj. 4. Mai mult. A zis ceva de dreapta întâi. Urcare acolo. Eu n-am luat dreapta întâi. Nu, noi mergem cu a treia aici, cred că mergem cu a treia, dar sunt amatori, nu știu ce facem. Asta e, tati. Asta e. Uite că se merge și așa. Înțelegi? Cine mă merge și așa? Tu. Uite, tu mergi. Acum doar iei gazul, fără să pui frână, și facem stânga-dreapta. Hai. Gata, gazul, acum, gata. Asta a fost. Mamă, să moară. În viraj, e bine să intri mai încet și să ieși mai tare. Decât să intri și care tare. Și unde ai ieșit? Aici ai ieșit? Aici e perfect, așa e perfect. Este bine. Acum pui gazul, dai gaz. De unde? Din pintă gazul. Plan. Nene, deci acolo. Eu cu toată lumea care rupe șoferia la Stax să moară Bibi. Eu m-am găsit. Nu, de fapt, Daniel m-a găsit. Nu rupe nimeni șoferia, stai liniștit. Ei cred că rup șoferia, dar nu rup.
facem dreapta pe aici. Uite ce mă pune să fac, fiți atenți, oameni buni. Hai, facem oameni buni, fiți atenți ce mă pune să fac. Dreapta, dreapta, dreapta. Ne punem aici pe urmele alea și ne oprim. Nu așa. Ne oprim, dăm direct. Nu, că trebuie să-i dai întâia. Stop, stop, ambreiaj, de două ori în față, tac, tac, ca la Formula 1. Ce suntem acolo, ce treaptă arată? 1? Da. Ne punem pe drept, ia piciorul după ambreiaj, gaz ușor, ne punem pe drept aici, hai. Când stă roțile drepte, îi dai gaz și sus ne oprim. Asta, sus ne oprim, frână, 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 coborâm ușor, frână, 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 trebuie să luăm pe acolo în stânga. E, las acum. Da, ia-o în stânga, hai să vedem. Sau ia pe dreapta așa, buclă. Că noi facem cu dreapta, nu cu stânga. Toată lumea face. Chestia asta n-ați mai văzut-o, vreau să vă arăt locul ăsta cu... E foarte frumos, cu iarbă, iarbă verde, frumos. Asta n-ați mai văzut. E țiplă. Și hai, acum? Ia pe lângă jalonul ăla. Crezi că pop pe lângă jalonul ăla sau mă duc în el? Nu, poți și prin fața lui și dă-i gaz. Gaz, mă, frate, fără frică. Asta, frumos, hai. Și acum da, drept aici. Să moară tot un schilaci. Mașina de asta n-am mai condus, mă. Am condus Dacia, am condus Touareg, mașină electrocasnică. Asta a fost ușor aici cu de asta să moară hai. Bobby dacă am mai condus. Aia a fost, hai. Hai că a fost frumos cu urcarea aia. Ori și cât. Nu? Ori și cât. Luăm și, luăm și range-ul după aia dacă vrei și facem la fel. Hai, acum... Nu că nu l-am plătit. Nu are nimic, atât ce mai bine. 2-ul, ambreiaj și 2, în spate, pac. Ai dat drumul, gaz. Și 3, ambreiaj, 3, bam. Bate. Fere ce sunt aici, le iau pe asta direct. Nu are nimic, nu contează. L-ai luat pe ăla, dar nu contează, că nu, e, nu știe nu nimic. Nu cred că l-am luat să mori. Uite, l-ai luat. Dar băi, nu contează, se poate, bă. Asta e, 3-ul la 4.000. Asta, ce frumos, ne ventilăm, cabrio. Păi ce ne trebuia nouă, mă, cu viteză? Ne dădeau și lacrimile. Intra praful mașină, ne prăfuia. Am alergat foarte mult la începutul ăla. Aaa! Îmi părea rău de alergătura aia. Corect, păi n-avea niciun rost. Ești bine la timp. Ești bine. Vreau să știu dacă am atins 20 de minute. Nu, nu, 14. Da, 14 am zis. Că nu stai rău, 15 atât minute. Atât am zis. N-ai zis de la început că faci în 15 minute? Mafalda! Mai avem 15 secunde, trebuie să te grăbești un pic. Mafalda! Gaz. Gaz, plană, că n-avem ce să pățim, crede-mi. Plană, 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 pe plană. N-avem ce să pățim. Aia a fost. Aia a fost. Ce? Băi, oricum, ai 43 la oră. Adică... Bă, nici la școală n-am curs așa. Nu te pui, ești nebun, ca prima experiență și așa, om care avea și-a luat permisul, mie mi se pare bă, impecabil. Bă, jur! S-a terminat, mă! Ambreiajul? It's over! Țiplă impecabil! Băi, am făcut și urcarea, am făcut și... Oh, am uitat să opresc cronometru. Băi, eu am zis 15 minute. 15 minute avem. 15 minute am făcut. Oameni, oameni... Deci băi, eu am aproximat. Oameni profesioniști. Oameni profesioniști, bă, frate, nu ne încurcăm, nu... Asta a fost, am mers curat pentru că Grasu a vrut să meargă la timp. N-a vrut să meargă la show, să facă spectacol. N-a vrut și... să vă arăt ce pot, frate. Plus de asta, el n-a plătit Range Rover-ul încă și nu putea să urce cu praf în el. Că era... și n-avea rost să facem praf, să facem chestii, te ajut eu cu asta, dacă vrei. Stai așa, că are o schemă pe aici, cumva. Gata, țac, capac. Pentru prima experiență, pentru om care abia și-a luat permisul, eu zic că s-a descurcat mai mult decât admirabil. Eu îi mulțumesc pe această cale și o să aibă un loc în această competiție din partea mea la toate edițiile viitoare, pentru că mie îmi place, ne-am plimbat, ne-am bucurat de aerul curat. Deci vreau să vă zic că ați belit-o la anul. Atâta vă zic. Se antrenează. Se antrenează. Feriți-vă că își pune și semnele de începător. Mulțumim partenerilor OMV Textar și BMW România. Vă iubim. Acesta a fost materialul. Să moară Toto, 15 minutes, cum se zice, 15 minute academic. Da, mă, frate, nu ai ce să nu zici. Nu ne jucăm. Nu ne jucăm. Pentru prof. Început a fost asta. Deci da, la da. Anul ați belit-o, it's over. Numerele. A, ce 736. Ce mai vrei, mă? Dar eu aș fi vrut 420. I-am atâta. Zis, n-a vrut. N-am vrut. Zis că e prea mult. Eu sunt comunist. Eu sunt comunist aici. Vă mulțumim. Legalize it. Share, like și subscribe.